Condamnare definitivă pentru fostul primar Radu Mazăre, aflat deja după gratii de peste 2 ani. Instanța Supremă l-a găsit vinovat pe fostul primar al Constanței pentru luare de mită și conflict de interese și l-a condamnat la 5 ani. Andreea Georgescu are detalii suplimentare. Andreea. Decizia în alte curs de casație și justiție este una definitivă. 5 ani de închisoare pentru Radu Mazăre pentru 2 fapte de luare de mită și una de conflict de interese. De menționat și că pedeapsa este înjumătățită față de hotărârea luată de prima instanță care a analizat acest dosar al fostului edil și care îl condamnase inițial la 9 ani și 10 luni de detenție pentru aceleași acuzații. În același caz a mai fost condamnat definitiv și omul de afaceri Sorin Strutinski și el a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru acuzații de corupție. Cazul a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în urmă cu aproximativ 6 ani și este legat de acuzații de luare de mită care îl vizează pe fostul edil de ordinul milioanelor de euro, bani pe care, potrivit actelor din dosar, Radu Mazăre i-a încasat de la reprezentanții unei companii care astfel a încercat să obțină cât mai rapid emiterea documentelor de urbanism necesare pentru ridicarea unor proiecte imobiliare importante în municipiul Constanța.